Arhiepiscopul Tomisului a sfințit o biserică de pe Macara. Acest lucru s-a întâmplat la o biserică din Constanța cu ocazia slujbei de Rusalii. Astfel, înalt preasfințitul Teodosie a fost urcat cu o macara până la crucea de pe tur la bisericii Sfântul Nectarie pentru a o sfinți. Nu e prima dată când înaltul ierarh oficiază slujbe la înălțime. În luna mai, arhiepiscopul Tomisului a urcat pe tur la unei biserici pentru a sfinți crucile mănăstirii Dervent, iar de bobotează a sfințit apa urcat pe o cisternă.